Berbec. Doar dacă veți conștientiza că această schimbare este un semnal cu mesaj, deci cu schimbări obligatorii, știți că eu punctez de fiecare dată. Unele schimbări sunt obligatorii, altele nu. Aici este diferența, dacă vreți, între astrologie și psihologie, pentru că eu fiind și psiholog, da, se spune la o discuție că psihologul îți spune întotdeauna că ar trebui să faci ceva, iar astrologul subliniază și spune trebuie. E instrument de lucru și astrograma are punctele ei cheie, ca niște borne, ca niște granițe. Dacă tu nu le atingi, nu ai cum să mergi mai departe. Deci, revenind, o să vă spun că aceste schimbări obligatorii se conturează undeva pe carieră, la locul de muncă, conform asregurării fiecărui om, pentru că nu sunt toți berbecii, nu știu, soldați, v-am dat un exemplu. Atunci și pe termen mediu sau lung se conturează și câștigurile de bani, care se pare că nu-i vor ocoli pe mulți. Asta e o veste bună.